Bună seara, doamnă! Bună! Ați simțit că a fost guvernul la Cahul? Nu că am simțit, chiar am mers acolo. Oho, ei pentru dumneavoastră s-au dus la Cahul? Desigur, pentru cetățenii. Asta este a doua ședință în teritoriu. Prima a fost la bănți desfășurate. Și azi au ieșit în teritoriu la Cahul. Sunt mulțumită de vizita dânșilor, pentru că vreau să zic despre felul cum poți să vorbești cu mai mulți miniștri, inclusiv cel al justiției și al Ministerului Afacerilor Interne, fără ca să fluieri, fără ca să intimidezi, fără ca să-i numești urât. Deci am avut parte de o discuție destul de prielnică cu domnul Litvinenko. De două ori am vorbit, practic am vorbit și înaintea ședinței și după ședință, când deja am întors eu de la Consiliul Răuna, ședința guvernului în teritoriu a avut loc în incinta Universității de Stat. Preponderent mai mult a fost pentru ședința guvernului, pentru Cahul, pentru oraș, pentru că curent orașul Cahul a beneficiat de un grant mare de câteva mii de euro, ceva pentru cultură, nu vreau să greșesc suma. Dacă o să uitați portalul Nicolae Dangeș, profilul primarului Nicolae Dangeș, inclusiv și el era, și el a fost pentru că a fost aceasta transmisă live. Dar după ședința guvernului în sala Universității de Stat, respectiv, miniștrii au mers și au discutat cu cetățenii la diferite probleme. Cel al învățământului cu care am discutat și eu, pentru că avem probleme la finanțarea grădinițelor, dar grădinițele sunt finanțate din bugetul primăriei și eu, în calitate de consilier, practic ei au aplaudat, adică acum au apreciat faptul că se implică consilierii. Chiar cineva dintre dânșii mi-au spus că este binevenit când atunci când se implică consilierii, chiar sunt obligați să se implice prin lege în problemele care sunt în societate. Deci am comunicat respectiv și cu domnul Spânu, pentru că noi am depus un demers pe eu țin, am o problemă cu Dar vă lăsați să intrați acolo fără probleme, că sunt totuși înalți demnitari de stat, puteau să fie cu măsuri de securitate severă. Ce spuneți dumneavoastră? Vă lăsați să intrați acolo fără probleme? Eu vreau să vă zic că ba chiar era o securitate, era securitatea chiar așa, nu atât de severă cum era în trecut. Dar totuși ei s-au ferit, sfereau, din cât eu am înțeles că am sfereu ei de persoanele care mai dezghețate. Pentru că eu mă deplasam cu directorul gimnaziului prin fața universității spre Consiliu. Cineva m-a observat și spune, doamna Rotaru, nu se poate, încă domnul director spune, da, cine vă cunoaște, cine mă cunoaște mine în oraș. Deci eu nu înțelegeam de ce ei au încercat așa să mă oprească puțin. Practic, eu n-am intrat cu, zic, bine, dar eu nu fluier, nu-i nimic. Asta era încă înainte de ședință, pe undeva în jurul orei aproape de 10, la 10 s-a început. Și respectiv, când au început a se apropia miniștrii, am vorbit, deci am întrebat dacă își permit să vorbească, să dialogheze cu un consilier și cu un pedagog, o doamnă. Da, nicio problemă. Eu chiar am fost mulțumită de felul cum am discutat. Dar asta le-a făcut o observație, zicam, de ce vă... Nu ne ferim. Apropo, cu domnul Șerebrean am vorbit, Oleg Șerebrean, care au avut discuții acolo cu incinta universității, după aceea au mers și la Drax Smiler, la compania asta nemțească care este la Cahul. Cu domnul Bole am vorbit, practic, de la cetățeni mi-au spus indignați, pentru că strugurii, Oleg, sunt atât de ieftine, e ceva dureros. Sunt agricultorii, sunt în anul acesta chiar mai mult în pierdere, pentru că de muncit au muncit viile, de stropit au stropit, totul s-a scumpit, motorina scumpă, preparațiile pentru stropire la fel sunt scumpe, și iată, fabricile le cumpără doar
din câte am înțeles, chiar mai mare preț, acum e 3,90, a fost 4, dar asta e foarte, foarte ieftin. Și domnul Bolea, așa din treacă, cât am, nu cât treacă, s-a vorbit undeva vreo 2, vreo 2, eu vă spune că nu s-au ferit, nu s-au speriat, nu, deci am rămas chiar mulțumită. El mi-a comunicat atât că nu au unde realiza vinurile, bine, dar care e problema ca să le permiteți să transporte măcar, să exporte măcar peste hotare strugurile noastre. Că recent săptămâna aceasta la noi în sat, în satul Broacura în Cahul, a fost și ambasadorul Uniunii Europene, marți, dacă nu greșesc, sau miercuri. A fost într-o vizită oficială, pentru că noi îl avem pe domnul Petru Mihu, care crește soiuri de grâu, adică soiuri de struguri și dumnealui, printre altele, și exportă. Dumnealui are refrigerator, refrigeriere, le păstrează. Deci vreau să vă zic, la noi comuna este o comună vie, ca să mă înțelegeți. Avem fabrica de vin. Aveți și oameni supărați, nu toți sunt încântați de prestația guvernului, de ministrii pe care i-ați pomenit dumneavoastră și nu văd nicio problemă dacă unii nu se duc neapărat să lingușească, să ciugiulească cu ministrii și cu ministrele, dar să-i fluire. Asta e la fel de democratic, mi se pare, la fel de acceptabil într-o societate liberă și Adică democratică. eu sunt pentru alt mod de comunicare, Oleg, așa a fost, așa Poate voi că dumneavoastră fi. sunteți mai mulțumită, mai privilegiată, eu știu. Iată, vă lăsați să intrați. Da, și încă, și am vorbit cu doamna Revienco, ministra, mi-a părut o doamnă destul de calmă și printre altele i-am spune, cunosc problema dumneavoastră. Deci vine acolo la fel, zice, a, dar despre dumneavoastră, adică dumnealui nu că a rămas Dar și numai o mulțumit sau singură uimit. problemă aveți, îi cunosc problema dumneavoastră sau una pe cea mai gravă o A, cunosc. problema respectivă cu persoana care tot mă hărțuiește, mă discriminează, la acest capitol. Dar ați Doamna avut Revienco printre probleme și cu altele spune, polițistul de sector și cu polițistul din raion ați avut probleme da, și polițistul, eu despre asta cu le-am date spus, caracter eu i-am personal și comunicat cu tot mine că așa, da. acum urmează. Deci, dumneavoastră, așa, adică a vorbit chiar și cu respectivul domn de la șefa la Inspectoratul de Poliție Cahul, ca să se autosesizeze, ca să se informeze, pentru că ea abia acum a înțeles din ce constă problema mea și, printre altele, zic, da, nu este normal, adică o persoană în vârstă, postpedagog, și pedagog, că nu spune postpedagog, pentru că normal să o atare atitudine. Printre altele, dumneavoastră spuneți că evitați, stimată doamnă, persoanele conflictuale, să atunci mai bine eu mă stărui să le evit, dacă uitați-vă că ele nu respectă nici distanța socială, nici distanța socială, ba mai mult sunt provocatori. E, în fine, cred că o să fie rezultate în acest sens și deci mă gândesc Și alții că nu au fost acolo, alți cetățeni, eventual protestatari, sau nu știut multă nu, lume de nimeni, tân. nimeni nu a protestat, doar că erau respectiv cetățeni care așteptau să întâlnească cu domnul Bolea și respectiv cu alți ministri, ministrul apărării, din câte am înțeles, a mers la unitatea militară, cel al din interne a mers la unitatea, la inspectoratul de poliție, Litvinencu a mers și a deci eu, domnul Litvinencu, i-am comunicat și despre etica și cultură a judecătorilor. Printre altele, zic, am cum, deci, dar nu că m-aș lăuda sau este domeniul meu, dar la Cahul nu este să-și adică a judecătoriei, în comparație cu Taraclea și Cărtemir, acolo sunt clădiri chiar cu toate condițiile, spațioase. Dar aici, la Cahul, sunt condiții inadecvate. Și dumnealui spunea că în anul acesta să demoleze clădirea veche, dar pe viitor să găsească bani. Cum să găsiți bani? Adică voi pentru ce găsiți bani? Dar pentru... Prisilată, eu am fost mulțumită că am mers cu dânsul undeva la vreo... împreună cu el, și un consilier, undeva la vreo... poate de vreo 200 de metri, am discutat leger, fără ca să... cei ce am avut eu la mine, am demonstrat că dar dumneavoastră să recunoașteți în detalii și în...
Deci despre procuratura Căhul, deja sunt schimbări făcute, deja este schimbat domnul Cibotar, adică Cibotar cel care m-a agresat și verbal și fizic, este deja destituit din funcție. Mi-a comunicat că deci noi cunoaștem despre aceste ilegalități care sunt la Căhul, la procuratură. Dar cine, Serebreanu îmi spune candidați la primar. Prima dată, deodată mă întreabă, sunteți primar? Zic, nu, Lebea, consilier, ci candidați la primar. Zic, vârstă, dacă îmi previziți. Nu v-am sunat ca să mă, dar vă spun, să mă laud, dar mi-a plăcut. N-am reușit să vorbesc despre executorii și judecătorii, pentru că am probleme și cu ei. Ei atât de obraznici sunt, încearcă să blocheze cardurile. Bine, a fost un card blocat, însă am telefonat, am probat că mi-a fost neîntemeiat să stat cardul social, ceea ce este inadmisibil. Dumnealor mi-au spus că modifică legislația. Păi auziți-ne, pentru că noi vă zice problemele din teritoriu, eu nu vă, nu am venit să vă fluier sau să vă vorbesc ceva neînțeles. Da, păi dacă guvernul asta poate să facă executorii, cumva din capul lor privați, subordonează poate doar Uniunii Executorilor. Ei depind, de Ministerul Justiției. Ai depind pe naiba. Adică eu, din câte știu, e la Ministerul Justiției acolo judecătorii, din câte știu, poate lungi respectiv responsabil. Din câte eu știu, nu mă dau tare să mare în toată bucătăria asta. Deci, cam așa poți, după părerea mea, fără ca să fluieri, fără ca să înjuri, fără ca să-i numești, fără ca să... deci, poți comunica cu un oficial de stat sau cu un om. Apropo, era domnul Groza, e un care deja cunoștea și... Eu vă zic, n-am avut... Asta ce nu mi-a plăcut, mi-a plăcut că polițiștii păreau că eu a să dau busna, ori a să... A, deci polițiștii s-au speriat de dumneavoastră, nu membrii guvernului sau funcționari de la... Ce spuneți? Polițiștii s-au speriat de prezența dumneavoastră, nu angajații guvernului. Da, da, polițiștii și cei de la PAR. Eu care v-au recunoscut întâi, da. Dacă ei deodată m-au recunoscut, practic ei și mă cunosc, nu? N-am înțeles, dar de ce voi zic, ce înseamnă că aici ești frumos, că nu trebuie să zboare. N-am înțeles, ce-a rămas să mă luați. Dar nu, aproape nu a fost agresiv, dar... Asta eu am înțeles că mie este mi-au mie îmi pare că voi aveți frică de o persoană informată. Am înțeles. Oricum, repet, dacă erați și cu protest acolo, era la fel de legal și poate la fel de eficient, poate chiar mai eficient. Dar fiecare cu metoda lui. Dumneavoastră ați mers pe cale silențioasă, prietenoasă, alții puteau să meargă pe cale zgomotoasă protestatară și are dreptul să dar facă asta. Dar suntem obosiți de atâtea proteste, vedeți ce se întâmplă, școlă, ați țară... E bine că nu eram obosiți de proteste când PAS era în opoziție și când protesta chiar PAS. Atunci nu eram obosiți de proteste. Părerea mea și asta e metoda mea de a fi om. Bun.